Deși rata șomajului a arătat semne de scădere în prima parte a anului trecut, în luna decembrie datele AJFM Galați arată că șomajul la nivel județean a fost de peste 9%. Numărul total al șomerilor înregistrate în evidențele AJFM la sfârșitul lunii decembrie era de peste 18.000 de persoane, cu 900 mai mult decât în luna noiembrie. În județul Galați, la finele anului trecut, rata șomajului era de 9,14%. Suntem în locul 5, pe locul 5 în țară, la rata șomajului, dar pe locul 2 la numărul de șomeri. Deci avem înregistrați la momentul de față un număr de 18.069 de persoane, dintre care 4.854 sunt persoane care primesc indemnizație de șomaj și 13.215 care nu primesc indemnizație de șomaj. Din aceștia, 13.215, 11.374 sunt persoane beneficiare ai legii 416, deci asistență socială. Șomajul în 2012 a avut o tendință de scădere începând cu luna martie până la finele lunii iunie, când a început să crească. Și acum suntem într-o creștere mai mare decât anul trecut. Anul trecut aveam o rată de 7,86, acum avem 9,14. Anul 2013 nu se anunță foarte optimist din punct de vedere al scăderii numărului de șomeri. Nu se anunță foarte bine, deci vom crește, sunt disponibilizări foarte multe. Sperăm totuși să reușească agenții economici să creeze locuri de muncă astfel încât să scădem numărul persoanelor care sunt înscrise la agenție în căutarea unui loc de muncă. După rata șomajului la nivel de țară, județul Galați este pe locul 5, după Vaslui, Telorman, Mehedinți și Dolj, iar după numărul de șomeri neindemnizați, ne situăm pe locul 2 după județul Dolj.